Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local Târgu Ocna, convocată de primarul Târgu Ocna în procedură de îndată, întrucât ședința aleasă în luna decembrie, în luna noiembrie, nu poate fi prezent fizic în sală. Vom alege astăzi un alt președinte de ședință, conform procedurii din codul administrativ. Până atunci voi deschide eu lucrările ședinței. Participanți sunt 13 consilieri deocamdată, 9 în sală, 4 online. Dacă nu am intrat, forum de ședință avem, deci lucrările pot începe. Vă rog să-mi permite să dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Târgu Ocna. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților orașului Târgu Ocna în adunarea generală a acționarilor societății Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. pentru a aproba măsurile specifice prevăzute de legea 296/2023. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților orașului Târgu Ocna în adunarea generală a asociațiilor societății Util Consec SRL pentru a aproba măsurile specifice prevăzute de legea 296/2023. Cele trei proiecte de hotărâre sunt inițiate de primarul orașului Târgu Ocna. Vă supun aprobării. Cine este pentru? Unanimitate. A intrat și domnul Munteanu. Suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local convocată de îndată în 13-12-2023. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Pentru unanimitate. Ordinea de zi împreună cu suplimentarea au fost aprobate. Dau citire primului punct. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Târgu Ocna convocată de îndată în 13-12-2023. Comisia juridică. Comisia juridică a adus favorabil 7 voturi pentru. Da, conform prevederilor articolului 123 cod administrativ alineatul 3, vă rog să propuneți un președinte. Secretar general, în cadrul Comisiei juridice și administrative, că am avut în dezbatere acest proiect de hotărâre și am a fost făcută o propunere pe care comisia noastră a validat-o în unanimitate. Propunerea a fost făcută pentru domnul consilier Paraschivei. Ok. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, dau citire proiectului de hotărâre. Domnul consilier Paraschivei Robert George se alege președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată în data de 13-12-2023. Cine este pentru? Pentru Cristian Tudor. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate. Domnule președinte, vă rog să preluați lucrurile ședinței. Da, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, stimați colegi. Am să dau citire primului punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Târgu Ocna. Nu mai dau citire și celuilalt punct. Deja doamna secretar a dat ordine și am aprobat ordinea de zi. Avizele Comisia Juridică. Avizul a fost favorabil cu unanimitate. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru, lipsind un consilier local. Da, mulțumim și la urbanism nu a fost. Discuții dacă sunt pe acest punct. Vă rog să vă înscrieți la... Da, domnul Măciucă. Aș vrea să știu asta, dacă ne poate spune domnul primar, dacă toate persoanele cu dizabilități au vrut primi banii, având în vedere rectificarea de buget pe care o facem azi. Cam asta aș fi vrut și eu să spun.
Da, mă gândesc că dacă tot primim acei 90% într-un timp de, sau nu știu, toți o dată în fine, tot anul oare nu ne putem chinui ca acei 10% că trebuie să-i punem noi, să-i punem la locul lor să nu mai avem aceste discuții de final și să-i vedem și pe ei mulțumiți, e singurul lor venit, practic. Da. Dacă nu mai sunt alte întrebări, îți dau cuvântul domnului primar să răspundă la întrebările colegilor. Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos că ați reușit într-un timp scurt să vă mobilizați, să ne mobilizăm cu toții, să putem fi prezenți și în format fizic și online pentru dezbaterea acestui material de pe ordinea de zi. Și așa cum am spus și în ședințele precedente, cu siguranță luna decembrie, dacă va fi nevoie, va trebui să ne întrunim ori de câte ori este nevoie, tocmai pentru a așeza sume, pentru a rectifica, pentru a completa și a încerca să închidem anul financiar și anul calendaristic în condiții normale. Apreciez întrebările pe care le-a spus și frământarea dumneavoastră ca și consilier local este aceeași și cu aceeași presiune și cu același respect și cu aceeași importanță și din partea executivului. Am spus și ședința trecută că facem tot ce ne este în putință ca să avem toată corespondența și toată deschiderea către instituțiile abilitate, ca nicio categorie socioprofesională sau care trebuie să-și primească un drept, să-l primească. Acum, dacă discutăm de persoanele cu dizabilități, să pornim de la începutul scrierii bugetului pe anul 2023, aprobat la începutul anului. Am spus și atunci și am spus și acum, sumele care au fost alocate prin componenta bugetară națională pentru capitolul asistență socială, care este un capitol special și distinct, sunt insuficiente. Atunci am primit asigurări de la forurile abilitate că în urma rectificărilor de buget sumele vor fi acordate. Iată că suntem în luna decembrie și rectificarea națională nu a fost, ci s-a deschis un alt mecanism acordându-se din fondul de rezervă a unor sume. La nivelul județului Bacău au fost alocate printr-o hotărâre de guvern o anumită sumă și dacă ne uităm pe hotărârea de guvern, la subsolul hotărârii au spus că sumele vor asigura un plus 3% față de alocările bugetare de la începutul anului. Deci o sumă total insuficientă pentru acordarea plăților integrale. În momentul când am luat la cunoștință de suma care ne era repartizată pentru orașul Târgu Ocna, 58.000 de lei. Atâta ne-au raportat. Noi, având nevoie, și am spus-o și în ședința trecută, de aproximativ 230.000 de lei pe lună, ori două luni, adică închiderea sau plățile aferente lunii octombrie care s-au produs în noiembrie și nu s-au achitat și plățile aferente lunii noiembrie care trebuiau plătite și care trebuie plătite în luna decembrie. Acum, la finalul lunii noiembrie, ne-am întrunit și am rectificat bugetul local, tăind din alte capitole bugetare sau din alte zone ale bugetului, dezechilibrând bugetul în situația aia, alocând 60 și ceva de mii de lei ca o măsură compensatorie pentru două categorii mai complexe din celelalte, din întregul număr al persoanelor cu dizabilități care au de primit această indemnizație. Pentru că la nivel de localitatea Târgu Ocna avem două categorii. Avem 11 persoane cu dizabilități care au un asistent personal încadrat, plătit cu contract de muncă și cu sumele care noi le-am acordat și suntem cu plățile la zi, inclusiv încărcarea salariilor pentru luna noiembrie, ce s-a întâmplat acum două zile sau ieri, pe data de 11, și cea de-a doua categorie, care la început de luna decembrie avem 112 titulari de certificate de dizabilitate și atunci
112, în condițiile în care la începutul anului am pornit cu un număr de 80. Deci dacă la numărul de 80 nu era asigurat tot bugetul, crescând în fiecare lună sau în anumite luni cu acest număr, acum am ajuns la 112. De aici este acest dezechilibru. Eu vreau să fac toate precizările, să prezentăm contextul. Pentru că el poate fi extras dintr-o parte sau luat doar o anumită nișă. Am făcut mai multe serii de adrese și pe care dumneavoastră le vedeți trecute în materialul suport. Și în luna august, și în luna septembrie, și în luna octombrie și a coincis cu ultima adresă când am văzut raportarea pentru Târgu Ocnea la 58.000, total insuficient, că unii trebuia 400 și de mii, 460 de mii, era mai puțin de 10%. Un asistat cu acest certificat de grad primește suma netă de 2.079 de lei. Păi nu puteam să-i dăm 8% din 2.000, adică însemna cât? 180 de lei. Era mai mult o ofensă decât pe o lună. Și atunci am făcut adresă la finanțe, am explicat situația, au încercat să găsească și să dezechilibreze alte localități care probabil au un număr, le-a scăzut numărul de asistați, natural sau cine știe, n-au mai primit acele certificate și ne-au suplimentat de la 58 la 90. Noi acum suntem în situația când cu acești 90.000 vom încerca să construim încă două categorii de persoane care beneficiază de aceste drepturi. Și o categorie ar fi copiii care au un grad de handicap, dar familiile lor au și alte surse de venituri, salarii sau alte venituri, și o altă categorie, adulți, care sunt în număr de 13. Și 15 adulți care au o categorie de venituri, dar mult subsistentă, sau sunt internați în centre de îngrijire a persoanelor cu dizabilități și acolo costurile nu le asigură finanțarea doar din venitul lor propriu. Și aici sunt un număr de 15. Iar în afara acestor două categorii ne mai rămâneau încă 49 de persoane cu dizabilități care făceau parte din diferență, care mai au familiile, venituri și mai mici sau mai mari. Asta era discuția până când am văzut-o cu 58.000 de lei care ne-a alocat prima dată și am încercat ca să-i distribuim pe următoarele două categorii, cele pe care vi le-am prezentat mai devreme, iar până rectificarea de la începutul, la sfârșitul lunii noiembrie, am plătit pentru 32 de cazuri. 15 copii minori care nu aveau familia o altă sursă de venit decât această indemnizație și 17 adulți care la fel nu aveau nicio categorie. În condițiile în care am primit 90.000, atunci am spus nu putem să asigurăm 100% și includem cei 15 adulți care sunt în centre sau au niște venite mici, 13 copii care fac parte din familii cu alte venituri, plus cei 49 rămași și înseamnă 28 și cu 49 să le acordăm suma din 90.000 transparent și echilibrat și vor primi fiecare aproximativ 52% din indemnizația pe o lună, adică în jur de 1.000, imediat vă spun aici, 1.100 de lei. 1.100 de lei. Asta este situația tristă, dar trebuie să o prezentăm corect și nimeni nu se simte confortabil. În preajma sărbătorilor, în preajma închiderii de an, presiunea este enormă. Alaltăieri a fost o întâlnire a reprezentanților asociațiilor orașelor, Asociația Comunilor și Asociația Municipiilor cu Ministrul de Finanțe, cu tema rectificarea de buget, acordarea sumelor pentru viitorul buget 2024 și susținerea plăților persoanelor cu dizabilități. Revenim puțin la o situație. Doamna consilier, pe bună dreptate, a spus de ce nu punem măcar 10%. La începutul anului, noi am acordat aproximativ 6%. Că atât am fi putut noi să avem pe bugetul de cei de 80, care i-aveam bugetați la începutul anului. La
Până la data de astăzi, că nu-i luat încă hotărârea, noi am alocat pe lângă cei 6%, prin rectificarea de luna trecută și ce-am mai avut noi sume prinse care au fost în bugetul mare, și am ajuns la 11,81%. Deci noi am acordat orașul Târgu Ocna din bugetul local 258.795, iar bugetul de stat ne-a alocat 1.933.000 de lei, care înseamnă 88,19%. În condițiile în care plăți pentru asistență socială făcute la 12.12.2023, adică ieri, 2.191.795. Nouă ne mai trebuie așa, 160.000 diferență pe luna octombrie, adică cei care îi împărțim astăzi, 80.000 așa, și iar mai rămâne restanță, 220.000 noiembrie, toată luna noiembrie, și 39.900 contribuții la bugetul de stat a asistenților personali. Ceea ce vă spuneam, la cei 11 care am acordat drepturile salariale odată cu salariile publice. Deci nouă ne-ar mai trebui 419.900. Ceea ce vedeți, dacă 419 și cu 90 care ne-a dat, exact 500.000 care noi am cerut în toate documentele. În paralel cu lucrul acesta, apreciez și stăruința și că și aceste persoane cu dizabilități, cu o parte din ei am avut permanent contact. Discuții și prin personale, și prin Departamentul de Asistență Socială. Au spus, domnule, și noi ce să facem? Cum să punem și noi umărul? Și avem o solicitare la Ministerul de Muncii și Solidarității Sociale, când o persoană cu dizabilitate, domnule, bun, hai să luptăm cu toții. Și o persoană din Târgu Ocna a solicitat următorul lucru. Având mai multe persoane cu dizabilitate, nu pot să spun numele, pentru că așa este corect și trebuie să-l sub protecția datelor, dar eu spun ce a solicitat dumnealui. Persoană cu handicap grav, beneficiar de indemnizație de însoțitor. Alături de mai multe persoane cu dizabilități, beneficiare de indemnizație de însoțitor din orașul Târgu Ocna, vă aduc la cunoștință faptul că în luna noiembrie nu am primit indemnizația menționată, ceea ce ne pune în situații mai dificile decât eram deja. Autoritățile locale invocă lipsa de fonduri, cât și incertitudinea unui termen la care situația va fi remediată. Vă rog în prezența să interveniți în remedierea situației foarte dificile în care suntem puși și să luați măsurile necesare, astfel încât plățile indemnizației din însoțitor, aferente lunii octombrie, pentru orașul Târgu Ocna, să fie reluate cât mai urgent. În speranța unui răspuns prompt, cât și a soluționării situației noi, vă mulțumesc. Este depus documentul în data de 27.11, la ora 14.12. S-a făcut solicitarea ministerului. Astăzi, acum, cu 10 minute înainte de a începe, primim răspuns. Pe data de 4 fac ei răspunsul, dar noi îl primim astăzi pe 13, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Referitor la solicitarea, stimate domnule primar, având în vedere petiția adresată Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități de către domnul, prin care se sesizează neachitarea indemnizației, vă precizăm. Potrivit articolului 43 din legea 448 privind protecția persoanelor cu handicap actualizată cu modificările, plata indemnizației se asigură de primăriile a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoană cu handicap. În baza dispoziției legale mai sus menționate, vă solicităm să luați toate măsurile care se impun pentru respectarea și aplicarea acesteia, conform atribuțiilor și competențelor pe care le dețineți și să comunicați atât petentului cât și instituției noastre în termenul prevăzut soluționarea sesizării. De asemenea, menționăm că orice prevedere contrară din alte acte normative este lipsită de temei legal legea 448, actualizată cu modificări și completările ulterioare. Deci, dumnealui se adresează în baza articolului 43 din legea persoanelor cu dizabilități, care spune că prin competența administrațiilor locale trebuie asigurate plățile, iar Ministerul de Finanțe și după centralizarea răspunsurilor ne dau răspuns tot din legea 448, în care spun că ei trebuie să asigure 90% din bugetul de stat. Deci noi 10% l-am pus. 11, că noi v-am spus, am pus 11,81. Am depășit cu 2%, în condițiile în care, sperând că noi ne vom recupera sumele, vom putea să reîntregim bugetul și să curgă bugetul și plățile cele unde erau fiecare pe capitol. Acum, noi suntem cu banii dați, cu banii neprimiți, cu nefuncționalități până la închiderea anului și nici măcar nu asigură suma totală. Aici suntem astăzi.
Dacă am fi putut și am fi primit suma, administrația financiară de la Bacău, a zis, domnule, noi suntem condiționați să alocăm 3%, 58.000. Am găsit soluții și am făcut verificări pe bazele de date pentru nevoile celorlalte localități și am mai rupt de unde s-a putut rupe și ne-am mai suplimentat de la 58 la 90, adică 46, aproape dublu. În aceeași situație este și municipiul Onești, în aceeași situație este și municipiul Bacău, probabil și celelalte orașe care se confruntă cu această creștere a cazurilor sociale care conduc la emiterea unui certificat de persoană cu dizabilitate. Poate în situația liniară sunt comunele, având locuitori mai puțin, având persoane cu dizabilități și mai puține, poate acolo mulți cu siguranță sunt în diverse probleme sociale, dar n-au reușit să-și întocmească documentația ca să ducă spre accederea unui aici, populația fiind informată, fiind susținută de către familie sau de către aparținători, au depus toate documentele astea. Nimeni nu este satisfăcut, nimeni nu este mulțumit că o situație defavorizată o analizăm noi acum, o dezbate și dumnealor sunt în imposibilitate. Chiar dacă astăzi rectificăm bugetul local și sunt convins că o să-l rectificăm, mecanismul va conduce, astăzi este miercuri, joi transmitem hotărârea și cu sumele de către trezorerie și să ne încarce sumele, vineri probabil se încarcă sumele, facem documentele de plată și undeva luni după amiază, odată cu mecanismele bancare, ca luni după amiază persoanele să primească aceste sume în condițiile transferurilor de bancă. Sau dacă nu, alte bănci care au o problematică mai lungă, să intre marți dimineață. Eu asta pot să spun, tehnic, nu mă simt confortabil, nu e o bucurie. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Drăgănuț, și pe aia dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, cred că colega mea ține de bine. La începutul anului 2023 era un număr de persoane cu dizabilități. Număr de 80. 84. Și atunci m-am registrat și un număr de 100. 112. Păi și de unde este migrația asta? Că e o creștere cu 40%. Pentru că persoane care au o anumită afecțiune medicală s-au adresat Comisiei Județene de asistență și protecție socială și în baza documentației medicale elaborată de medicul specialist de toată procedura, a obținut certificatul de grad. Din momentul când el obține certificatul de grad, el îl transmite către autoritatea locală, la primărie, și noi suntem obligați să-l luăm în evidență și să-i deschidem dosarul acesta de plată. Nu înțeleg că au fost îndeplinite condițiile legale din partea acelor persoane, dar totuși e un fenomen care ne pune așa să ne întrebăm. Ori nu au fost bine înregistrat pe ce s-a întâmplat, că e o creștere alarmantă, 40%. Ori s-a mărit intervalul de boli cu care poți fi... Totuși, Târgoviște n-a fost bombardată, nu a fost, nu știu, e o creștere alarmantă. E o creștere alarmantă, certe. Da, e interesant, adică, frate, păi ne așteptăm la urmă dacă se împliți, probabil, pentru că... Să vă completez. Legea 448 reglementa anumite tipologii și anumite boli care erau ca datorită unor situații care veneau, știu eu, nu cunosc termenul perfect, dar dintr-o problematică naturală de afecțiune. Legea s-a modificat și permite ca aceste afecțiuni care vin odată cu vârsta să fie integrate în nomenclatorul de boli și atunci persoane de vârsta a treia sau a patra care suferă diverse afecțiuni să fie încadrate în categoria de a se califica pentru certificat de deces. E o problemă naturală. Da, acum uitați, a intrat în lege, asta îmi spun colegii, și problemele neurologice de boală de tip Alzheimer. Odată ce legiuitorul a hotărât că și această maladie se încadrează la lucrul ăsta, toți cei care au avut, dar nu se încadrau acolo, au depus documentația și au primit. Este contrară statisticilor că atunci se trăiește mult, se pare, să sperăm că nu prea și aceste persoane mult, chiar cu probleme de sănătate. Vă mulțumesc. Da, domnul Mănciucu. Am înțeles că le dorești. Da, eu...
nu că sunt puțin de altă părere, dar dacă am fi, fi fost prevăzători așa, de la începutul anului, așa cum mai fac unele orașe, că pe momentul nu este numai în Târgu, așa cum ați menționat, este aproape în toată țara, dar unele orașe, localități, reușesc să pună peste limita minimă care trebuie și lasă ca sincopa să nu apară la sfârșitul anului și dau acelor persoane banii cuveniți, conform legii. Mă gândesc, există o posibilitate să accesăm un împrumut și să le dăm banii acum? Există o posibilitate, cum am împrumutat bani, de exemplu, pentru a susține proiectele, da? Să putem împrumuta bani să dăm, până când ne vin banii, să dăm banii semenilor noștri aflați în suferință? Nu știu, nu mă pricep, de asta vă întreb. Răspunsul, n-ați spus două întrebări. Unu, că de ce n-am prevăzut la început, și am spus foarte clar că am prevăzut la început, dar dacă am plecat de la 80 și am ajuns cu încă 50%, atunci când am făcut bugetul și dacă mi-aduc bine aminte așa, și ne întoarcem în timp, tot dumneavoastră ați fost cel care a analizat tot bugetul și a spus că pe anumite capitole de ce punem plusuri. Aduceți-vă aminte. Și a zis, da, nu, tăiem de peste tot la limită. Păi hai să fim consecvenți. Păi noi am asigurat 10%. Păi cum adică n-am cum? Dar ce am stabilit eu? Nu v-am întrerupt. 50.000 de lei pe în parc, când ați dat 50.000 pe flori, când ați dat 50.000 pe reparații calculatoare, când v-ați crescut salariile cu 50%, atunci n-ați fost consecvent. Domnule Măciucă, problema este că bugetul orașului este un buget consolidat, asigurându-se funcționarea întregului oraș. Bineînțeles. Păi bun, și atunci, dacă noi am asigurat funcționarea întregului oraș pe un buget care nu a fost rectificat un an de zile, asta înseamnă că echipa tehnică și echipa administrativă coordonată din aparatul de specialitate a întocmit o situație financiară care ne-a asigurat funcționarea până astăzi. Dar nu puteam să prevedem când datele certe solicitate de la Ministerul de Finanțe la momentul construirii bugetului, când am spus, domnule, avem 84, hai să punem pentru 90 și am cerut banii pentru 90 și ei ne-au dat pentru 75 sau cât ori fi dat atunci. Păi cum puteam eu să-i spun la începutul anului, domnule, noi am 80 înregistrați, dar mie dați-mi pentru 200 și acordați-mi 100%. Iar ceea ce spune dumneavoastră este total fals și faceți referire iar că e aceeași situație cu orașele. Mai devreme am spus-o eu că în aceeași situație este municipiul Onești, municipiul Bacău și celelalte orașe. Păi care e? Păi dumneavoastră vreți. Vreau să mă compar cu orașele care reușesc, nu cu orașele care reușesc. Spuneți dumneavoastră pare care să reușesc. Păi nu așa orașele. Probabil la Zimnicea, la nu știu unde, da, probabil. A, noi suntem de categoria 1 și nu reușim. Nu, suntem oraș de categoria a 2-a, domnule Consiliu. Da? Da, stabilit prin reglementările legale. Da, mulțumim. Dacă nu mai spuneți, domnule. Pentru mine nu e o surpriză. Acest destrug bugetar care există în România de atâția zeci de ani, vorbim la nivel național, local, poate stăm un pic mai bine, plină de special, de facilități fiscale, acolo am tot abușit undeva, dar acolo mi-a abușit la cei mai defavorizați. Deci, guvernul nu are bani pentru cei mai defavorizați. Pentru ceva special nu trebuie să aibă și pentru bazinul electoral sau mai știu eu de care. Problema e că trebuie să fim, să învățăm din asta, iar la anul, nu știu, un fond de rezervă, un ceva, un fond de rulment, ar trebui să fie pentru chestiile astea care trebuie. Acele persoane nu sunt multe numere, dar nu au nicio vină, că guvernul nu se ține de cuvânt. Cauzele le știm cu toți, că ne-am spus mai devreme. Și chiar la cei mai defavorizați, pe aceștia i-au lovit primii. Deci, pentru că știu că nu pot protesta. Poate și câți puțin relativ numeri și mai puține voturile. Eu probabil. Cred. E un pic de cinism aici, plin de sărbători. Noi ce putem face? Într-adevăr, trebuie găsit o soluție legală, bineînțeles. Eu sper ca până la finalul anului să toate demersurile astea și toate lucrurile acestea să conducă la acordarea încă altor sume și să putem să onorăm aceste plăți. Noi, ca autoritate locală, ca buget local, ca executiv, ca primărie, nu suntem parte
în procesul de elaborare și de acordare acestor drepturi de persoane cu dizabilități. Au fost multe dezbateri în care am spus, domnule, dar și un reprezentant al asistenței sociale să fie acolo parte. Și dacă persoana traversează o perioadă dificilă din viață și obține acel certificat, măcar atunci, prin lege, se spune, domnule, te punem în lista de așteptare și îți vom acorda suma. Dar atâta timp cât alte structuri acordă și ți le dăm brațe și de aici încolo ești total blocat. Noi suntem verica intermediară. De-aia am și făcut extraordinară. Pentru că am, vedeți, de la extraordinar, tot durează 3-4 zile până când intră. Suntem verica intermediară, cu neputința cea mai mare și cu apăsarea publică cea mai mare. Pentru că persoana, aparținătorul, el nu poate să comunice, așa cum a spus dumneavoastră, cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul Muncii și Solidarității. Bun, omul acela a făcut, a zis, eu nu stau cu mâna în sân, fac și eu o hârtie să văd ce o să-mi răspundă aia. Și ăsta e răspunsul care a venit din partea lui. Și probabil nu e singurul care a făcut ăsta, a venit acum, astăzi. Știu că ați făcut și dumneavoastră o solicitare. Ați primit-o? Da, a fost transmisul. Și probabil va trebui transmisul dumneavoastră mai departe. A, dumneavoastră, doar prefectură. Nu, am făcut-o la primul ministru. Ba, păi când o să o primim ca răspuns și ăsta eu o să vin prezint. Și rămâne să mă adresez comunității europene. Da. Pentru că nu întâmplător, ordonanța de austeritate a fost dată datorită cheltuielilor bugetare fără limită. Da? A, mai este încă o întrebare din colegi acum. Că dincolo de numărul de persoane cu dizabilități, odată cu modificarea salariului minim în plată, prin hotărârea care a luat-o guvernanții, a crescut, poftim? La 1 octombrie. A crescut de la 1879 la 2079 de lei. Deci iarăși încă aproape 200 de lei net. Deci vedeți, sunt un cumul de valori care duc la această neputință. Ca verigă intermediară. Dacă eram noi lăsați să hotărâm, de aceea, și ați mai întrebat în câteva ședințe, de ce nu creștem numărul de asistenți personal, descrescând numărul persoanelor care primesc indemnizația. Adică să dăm posibilitatea persoanei bolnave să aibă un îngrijitor plătit din fonduri publice. Pentru că atunci costurile se mai modifică cu un plus de, nu știu, asigurările sociale care sunt aproape 50%. Nu vorbiți de bani în sensul ăsta, că sunt frumos. Dar nu vorbesc de bani. Frumos să nu vorbesc de bani în sensul ăsta. Cine are dreptul la asistent personal trebuie să aibă drept la asistent personal angajat de către primărie, așa cum prevede legea. Pentru că poți să ai bani în buzunar și trebuie să fii îngrijit, domnul primar. Domnul, nu e cum credeți dumneavoastră. Sunteți în specialitate, da. Și nu vorbiți fără deci, să aduceți argumente. Deci țineți asistenții personale, angajarea asistențelor personale, îl țineți artificial la un număr blocat undeva la 10-11 persoane, când în orașul Târgu Ocna mai au nevoie de cel puțin 10 persoane care să fie asistate. 10, 11, 12, dumneavoastră le știți și le țineți blocate. Nu le ținem noi blocate. Nu, dar cine? Așa. Mă lăsați să vorbesc sau mă îmi puneți pumnul în gură? Da? Vă rog frumos, nu ridicați tonul și păstrați o persoană cu ridicat conform legii. Odată care a obținut acest drept, are posibilitatea să aibă fie asistent personal, fie indemnizație. Perfect. Bun. Și atunci de ce? Cum adică blocăm noi? Păi dacă noi am vrea și am avea capacitatea, toate cele 120 de persoane care au drept de această dizabilitate, este de gradul 1, deci toți sunt pe același echilibru, ar trebui toți să fie cu asistent personal. Punct. Nu facem aici că unul da, unul nu, unul nu, unul da. A doua situație. O persoană cu dizabilități nu este îngrijită de un asistent personal doar de 8 ore, cât are o normă de muncă. O persoană cu dizabilități este îngrijită 24 de ore. Deci dacă ar fi să acordăm asistență medicală și socială așa cum trebuie, ar trebui ca această persoană să primească 3 asistenți personali pe durata de 24 de ore, sau măcar 2, ca să poată fi îngrijită conform standardelor. Deci restul este un populism pe care dumneavoastră îl promovați
Incorrect. Incorrect. Vă folosiți de aceste necazuri. Domnul Măciu, că vă rog să nu mai... Sunt blocate, nu avem bani ca păi, să plătim... Păi și atunci cum făceam? Nu avem bani ca păi să plătim. Păi și acum avem? Nu avem niciodată bani, nici acum nu aveți bani. Bine. Păi dumneavoastră nu... am vorbit degeaba. Că nu ia banii, nu sunt ai mei. Împrumutăm ca să plătim. Păi hai să împrumutăm. Păi împrumutați. Păi hai să găsim o... Să găsim bani să împrumutați. Domnul consilier, vorbeți numai aiurea. Știți, și vă... Păi educați-vă că aveți două mandate. Nu împrumuturile s-au făcut în baza unor norme și a unor reglementări legale. Da. Nu facem împrumut la Casa de Schimb Valutar sau la finanțatorul din colț. Dar nici nu facem cheltuieli anarhice. E, lăsați. Cu ce plăti oamenii care au nevoie. Da? Eu v-am spus că viața unei comunități nu este... Nu suntem numai veriga slavă. Domnul Măciu, că vă rog... Care puteți da bani și ajuta... Am rectificat cu 13% din bugetul local. 13% din bugetul local este un procent mai mare decât ceea ce spune reglementarea legală și am acordat. Legal. Păi nu putem. Bun. Păi haideți să ne acordăm atunci. Pe bugetul 2024 luăm toată suma. Și atunci vă spune, dom'le, ăstea sunt veniturile proprii, le asigurăm, poate că pentru așa, și nu mai facem nimic altceva. Blocăm și școală, și dispensar, și creșă, și tot ce înseamnă funcționalitate. Cum să găsiți bani pentru creșterea salariilor, domnule? Care, domnule, pentru creșterea salariilor, salariile nu sunt crescute de către autoritatea locală. Nu, nu. Dar dumneavoastră de unde s-a găsit, domnul consilier? Salariul dumneavoastră care s-a mărit acum, spitalul de unde l-a mărit? De unde l-a mărit salariul? A adus spitalul de acasă? Haideți, domnul, sunteți un bugetar pe care vă urcați în spatele unor nevoiași. De unde sunteți? Păi, cum adică? Unde sunteți? Păi dumneavoastră sunteți bugetar. Nu. Nu? Nu. Nu. Da. Vine domnul Ciolacu și vă dă bani? Sau? Dumneavoastră acum luați 800 de lei din banii tuturor. Da, și eu iau salariul. Și de asta le și apără interese. Păi apărați-l. Păi, da, păi apărați-l. Și pun întrebări. Păi puneți, da. Una este să puneți întrebări și alta este să vă juc, să vă urcați în spatele nevoilor lor căutând un capital electoral. Că nimeni nu este bucuros din sala aceasta și nici din colegii noștri din Consiliul care sunt online, că suntem în situația asta de neputință. Da. Dată prin asta. Domnul consilier, vă rog să vorbiți civilizat. Nu e prima dată. Alo, domnul Măciucă, cât mai continuați? Stimați colegi, eu din tot ce s-a discutat aici am înțeles următorul lucru. Primăria orașului Târgu Ocna cu Consiliul Local Târgu Ocna, așa cum prevede actul normativ, și-a îndeplinit obligația de acel procent de 10%, chiar și mai mult, da? 13 am înțeles. Da. 11, la... Mai mult sau mai puțin? Păi nu, ca să nu deformăm realitatea. Eu vă pun o întrebare. 11,81. Vă pun o întrebare, domnul Măciucă. Spuneți-mi, care este soluția? Că, bun, venim, spunem, suntem nemulțumiți, de ce nu se poate la Târgu Ocna? Dar care este soluția dacă actul normativ îți spune că tu, ca UAT, ai obligația să îndeplinești 10%, iar restul ține de administrația centrală. Soluția de a asigura banii tuturor 112, 80. Cu asigurile care au reușit. Dar de unde, dacă ție legea ca UAT, ca primărie de oraș, categoria 2, așa cum a zis domnul primar, spune că tu ai obligația să asiguri 10%. Restul e problema guvernului, ministerului, finanțelor, Ministerului Muncii. Care ministerul mai bine? Ce să facem noi acum? Păi legea este proastă făcută. Nu sunt alte localități. Cum reușiți? Da, soluție aici. Spuneți-o tuturor colegilor. Soluția. Bani de la buget, de asta a fost și dată ordonanța de austeritate pentru că s-au cheltuit bani inutil când puteau fi folosiți în cazul de gen. Și a fost ordonanța dată special pentru Târgu Ocna. Atât. Pentru doar Târgu Ocna. Pentru toată lumea, pentru că toți primarii și-au crescut salariile și s-au deformat la nivelul. Și indemnizația dumneavoastră, domnule consilier, a crescut. Da, păi spuneți-o la cameră. Da. Cum v-ați crescut indemnizația? Da. Păi spuneți-o. Este 10%. Păi spuneți-o. Păi așa. Da. Și automat și exact. Perfect. Nu e o problemă. Ah. Da, eu asta am vrut să spun. Deci lucrurile sunt foarte clare. Ce a ținut de primăria Târgu Ocna și de Consiliul Local, noi
aprobăm sau nu aprobăm sau ne abținem, cum doriți, fiecare răspunde pentru votul personal, dar asta este situația, tristă din păcate. Guvernul nu și-a făcut treaba, ministerul, ministerele. Dar situația generală pe care o traversează România la nivel de macroeconomie. Că vedem cu toții cum s-au presiunile Uniunii Europene pentru dislocarea unor resurse, se ia de la Ministerul Sănătății, se ia de Ministerul Învățământului și se duce în Ministerul Apărării sau Ministerul cel care trebuie să asigure liniștea și protecția și tot ce înseamnă securitatea națională. Nimeni nu-i ce? Ministerul Sănătății, dacă pierde acum acele sume cu multe zerouri, ce poate să facă ăla? Sau Ministerul de Învățământ, sau Ministerul... Nu se apucă, nu se apucă, dar se întâmplă ceea ce se întâmplă. Nu se apucă să sacrifice. Păi nu. Dar dacă trebuie recomandă cât o primărie, spitalul ar trebui să scoată 50% din pacienți morți. Haideți să nu ducem discuțiile în altă direcție. Da, dacă... Haideți, vă ascult. Rectificăm cu suma aceasta, acordăm aceste sume și ce sume vor mai veni, vom acorda la momentul respectiv. În condițiile în care, cel mai pesimist scenariu, că nu mai vine nicio rectificare și nu mai vine nicio sumă, pe prevederile bugetare din 2024, în luna ianuarie, dăm plățile restante. Asta, alt mecanism nu există. Nu ai, pentru că... Păi nu există alt mecanism. Se întârzie, pentru că nici legea nu te ajută, adică să-ți dea măcar o Iar dacă noi avem în conturile, pentru că aici este o întreagă discuție, sunt unii care merg și prin diverse, mecanisme, intră în posesia datelor care sunt valorile în conturile orașului. Și când citești, păi da, în contul orașului există nu știu cât. Da, dar există pentru finanțarea proiectului 1, pentru finanțarea proiectului 2, care e prefinanțare, fiecare cu destinația lui. Care e pentru învățământ, care e pentru TVA, care e pentru cultură. Nu putem să luăm așa, că nu suntem la buzunarul propriu. Și probabil nici acolo nu poți să... Dar legea nu-ți permite, păi, nu sigur, poți ei. Dacă sigur. Sunt bani destinați pentru cultură... Eu nu pot să spun decât apreciere și respect către directorul general de la finanțe, că în momentul când mi-a informat că primim 58.000 și am imediat zis, doamne, nu se poate, 58.000 eu prefer să nu mi-i dai, dă-i lui altul în lui și știi că a rezolvat problema 100%. Da, știm că vecinul meu a primit și a dat la 100%. 58.000 însemna eu să dau 20%, adică 200 de lei la fiecare. Păi, nu, dar nu putea. Am făcut o categorie, prima categorie de prioritară, dar după aia nu mai poți să faci a doua, a treia, a patra, a cincea. Și atunci efortul administrației financiare de la Bacău a condus că a tăiat de unde a găsit, a comunicat cu ceilalți, cu celelalte localități și a aproape a dublat suma. Atât s-a putut. În condițiile în care hotărârea de guvern, nu am aici, cum am uitat în material, 44. Scrie foarte clar jos pe asterix, 3%, că anexa 2 din hotărârea numărul 1188. O deschidem acum. Spune, pentru finanțarea aia, 3%. Care, ce înseamnă 3%? Deci, dacă am fi respectat într-un tocmai hotărârea de guvern, practic noi trebuia să dăm 3%, nu 11%. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supun spre aprobare proiectul numărul 1. Cine este pentru? Cristian Petru. Pentru unanimitate, nu? Abțineri, împotrivă, mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților orașului Târgu Ocna în adunarea generală a acționarilor societății companiei de utilități publice Târgu Ocna S.A. pentru a aproba măsurile specifice prevăzute de legea 269/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Comisiile, Comisia Juridică... Comisia favorabilă cu unanimitate de vot. Mulțumesc. Comisia Economică? Nu. N-ați avut. Urbanism? Nu. Discuții, dacă sunt la acest punct? Dacă nu sunt... Supun spre aprobare. Cine este pentru?
Împotriva, abțineri, mulțumesc. Unanimitate, da? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților orașului Târgu Ocna în adunarea generală a asociațiilor societății util Consei KSRL pentru a aproba măsurile specifice prevăzute de legea numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Comisia juridică. Comisia a acordat aviz favorabil, unanimitate de vot. Da, mulțumesc. Discuții, dacă sunt și la acest punct. Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Alte discuții, dacă nu mai sunt, declar închisă ședința. Mulțumesc.